Bine v-am găsit la Despre Bani și despre economie pe înțelesul tuturor. Eu sunt Lucian Aghel. În acest film vă prezint cum ne calculăm singuri suma de bani pe care trebuie să o acumulăm pentru a deveni independenți financiar. Cum definim independența financiară? Prima definiție, când suma acumulată de noi și investită generează în fiecare lună cel puțin la fel de mult cât câștig ca salariul lunar. Deci, practic, venitul meu pasiv este egal cu cel activ, adică cât câștig salariul lunar. A doua definiție este când suma acumulată de noi și investită generează în fiecare lună o sumă acoperitoare pentru toate cheltuielile mele lunare. Eu prefer a doua definiție decât prima definiție, deoarece dacă aș câștiga din investițiile mele lunare cam cât câștig salariul meu lunar, în acest salariu ar trebui să fie inclusă deja o parte de investiții. Recomandarea mea întotdeauna este să investim între 15 și 20% din cât câștigăm noi lunar. Deci, practic, include o parte din investiții. Pasul 1. Prima dată este foarte important să ne stabilim un buget. Practic, să stabilim cât cheltuim lunar în medie pentru toate bunurile și serviciile pe care le consumăm în mod regulat. Astfel, ar trebui să analizăm bugetul lunar și capitolele mari de cheltuieli. În general, trebuie să știm cam cât cheltuim în medie pe lună, de ordinul sutelor de lei. Astfel, ar trebui să vedem tot ceea ce cheltuim pentru apartament, chirie, întreținere, utilități, telefonie, internet, cablu și alte cheltuieli care sunt legate de apartament. De asemenea, ar trebui să ne uităm cât plătim pentru mâncare, cumpărături regulate și ocazionale, cât plătim pentru cumpărăturile de la magazinul din colț sau alte ieșiri speciale pe care le considerăm noi sau comenzi online pe care le facem la diverse magazine. Pentru sănătate, trebuie să vedem cât cheltuim pentru medicamente, suplimente medicale, sală sau abonamente de întreținere corp, orice produse și servicii aferente. Ratele ar trebui să le luăm în calcul, credit ipotecar, credit de consum, card de credit, overdraft, leasing și alte forme de împrumuturi. La capitolul diverse, trebuie să adăugăm comenzile online, mini-vacanțe, corpuri de mobilier, echipamente electronice, diverse achiziții pe care le facem în casă sau, evident, diverse promoții care apar și nu le putem rezista, cum ar fi cele de Black Friday. Toate acestea cumva ar trebui adunate astfel încât să vedem cât cheltuim noi în total. Pasul 2. După ce la pasul 1 am stabilit o sumă medie lunară pe care o cheltuim în mod regulat, aici, în pasul 2, trebuie să vedem cât trebuie să acumulăm pentru a ne permite această sumă să o cheltuim lunar. Să presupunem că avem valoarea de 1000 de lei, cât cheltuim noi în mod regular, pentru a asigura un trai decent. Ne pune întrebarea care este suma totală necesară a fi acumulată pentru a deveni independent financiar. De ce suma avem nevoie lunar, astfel încât să avem un trai decent și să putem să cheltuim 1000 de lei pe ceea ce avem noi nevoie lunar. Vom aplica regula lui 240. Aici vă recomand să vizionați filmul Câți bani trebuie să strângi până la pensie de pe canalul Despre Bani. Și astfel, 1000 de lei mulțit cu 12 luni ori 20 de ani, aceasta înseamnă regula lui 240, deci 1000 de lei ori 240 înseamnă 240.000 de lei. Este important de reținut că suma 1000 de lei calculată la pasul prezent înmulțit cu 240 rezultă 240.000 de lei, adică suma de care avem noi nevoie să o acumulăm. Deci, pentru a deveni independent financiar, trebuie să acumulezi investiții totale de 240.000 de lei pe care să le investesc inteligent pentru a produce lunar pentru mine 1000 de lei pe lună pentru acoperirea tuturor cheltuielilor curente. Deci, pentru 1000 de lei mulțesc cu 240, ajungem 240.000. Aceasta este suma care îmi va permite apoi să cheltuiesc 1000 de lei pe lună. La pasul 3, odată ce am acumulat suma de 240.000 de lei calculată la pasul 2, iar aici vă recomand să vizionați cum să strângi 1 milion de lei începând cu 5 lei pe zi de pe acest canal, această sumă, 240.000, va trebui investită inteligent cu un randament mediu pe care ar trebui să o investesc cu 5% pe an, astfel încât la 240.000 de lei mulțit cu 5% pe an rezultă 12.000 de lei pe an, iar 12.000 de lei împărțit la 12 luni înseamnă 1.000 de lei pe lună. Deci, practic, cei 240.000 de lei investiți într-un mod inteligent cu 5% pe an îmi generează pe lună 1.000 de lei și mă acoperă
toate cheltuielile curente pentru un trai decent așa cum îl duc în momentul de față. Deci pentru a deveni independent financiar trebuie să acumulezi investiții totale de 240.000 de lei pe care să le investesc inteligent cu un randament mediu de 5% pe an pentru a produce lunar pentru mine 1.000 de lei pe lună pentru acoperirea tuturor cheltuielor curente. Ce se întâmplă dacă randamentul mediu este de 4% și nu 5% pe an? Adică e un randament mai mic decât 5%. Atunci, evident, trebuie să strâng mai mult decât cei 240.000 de lei calculați anterior, fiindcă dobânda este de 4% în loc de 5%. Aceasta înseamnă că trebuie să acumulez 300.000 de lei pe care să investesc cu un randament mediu de 4%. Adică asta înseamnă cu 25% mai mult decât în cazul în care investeam cu 5%, cu un randament mai mare. Deci, regula lui 240 se transformă în regula 300, ca urmare a reducerii cu doar un punct procentual a randamentului anual, de la 5% la 4%. Deci vedem cât de important este randamentul anual pe care noi îl obținem pe baza investițiilor realizate în mod inteligent. Deci, practic, 300.000 de lei mulțit cu 4% ne dau 12.000 de lei pe an. 12.000 de lei împărțit la 12 luni înseamnă tot 1.000 de lei pe lună cei pe care îi cheltuiesc. Dar, evident, atenție, trebuie să strângem cu 25% mai mult, adică 300.000 de lei pentru a putea să cheltuim acești 1.000 de lei. Deci, pentru a deveni independent financiar, trebuie să acumulezi investiții totale de 300.000 de lei pe care să le investesc inteligent cu un randament mediu de 4% pe an pentru a produce lunar pentru mine 1.000 de lei pe lună pentru acoperirea tuturor cheltuielor curente. Observăm că există o diferență mare între randamentele pe care, medii pe care noi le obținem. Cu cât randamentul este mai mare, cu atât suma pe care trebuie să o acumulezi este mai mare. Aici avem un tabel în care prezentăm diferențele între sumele acumulate necesare pentru randamente diferite. Deci observ la 240.000, pentru 1.000 de lei pe care îi obținem, randamentul mediu este de 5% și obținem cei 1.000 de lei. Cu cât randamentul scade, spre exemplu de la 5 la 4%, trebuie să strângem suma mai mare de 300.000. La 3% trebuie să strângem 400.000, la 2% 600.000, la 1% 1.200.000. Deci practic este de 5 ori mai mult față de 240.000, ca urmare al faptului că dobânda scade de la 5 la 1% pe an. Deci e foarte important să investim inteligent, să nu investim în același cost, să investim diversificat, astfel încât să putem să obținem un randament mai mare decât 1%. Deci practic va trebui să diversificăm modul în care noi investim sumele. Ca și concluzie, este foarte important să avem un buget estimat de noi pentru a ști exact care este suma lunară pe care noi o cheltuim în mod normal. Să presupunem că este 1.000 de lei pe lună. În scop didactic, aplicăm regula 240 și mulțim cu 1.000, rezultă, ajungem la suma de 240.000. Evident, dacă o investim inteligent, cu un randament mediu de 5% pe an atunci, practic putem să generăm 1.000 de lei pe lună, exact suma de care avem noi nevoie pentru a o cheltui și a avea acest trai decent pe care îl avem în momentul de față. Dacă însă randamentul mediu investițional este mai mic de 5% pe an, atunci va trebui să strângem o sumă mult mai mare de bani. Spre exemplu, pentru 4% va trebui să acumulăm 300.000 de lei cu 25% de mai mult, doar pentru 1% reducere de randament. Tot pentru a genera acei 1.000 de lei pe care îi cheltuim pe lună în mod curent. Sper că a fost util acest film. Vă recomand să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu toate informațiile referitoare la despre bani și despre economie pe înțelesul tuturor. Vă recomand să citiți cărțile Economia pe înțelesul tuturor și Globalizarea afacerilor, editate de către editura Tritonic în cadrul colecției Facultății de Management din cadrul SNSPA și de asemenea vă recomand să participați la cursurile de licență și masterat ale Facultății de Management din cadrul SNSPA. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție!